Bună dimineața, vă salutăm la prima oră, mulțumim că sunteți cu noi, toată lumea a tras apa. Să știți că e o glumă potrivită subiectului pe care o să-l discutăm, stimați telespectatori, în această dimineață cu colega noastră Sabina Hirianov. Bună dimineața! Bună dimineața! Sabina, ai realizat un reportaj despre o problemă foarte dureroasă de ordin ecologic la noi în țară și anume, practic, lipsa prelucrării apei uzate. Da, sau filtrării. Deci, practic, este cea mai gravă problemă de la noi din țară și atunci când ne punem întrebarea de ce avem atât de multe decese, de ce speranța de viață este atât de mică în comparație cu țările europene, păi de aici pornește, pentru că totul este într-un circuit. Deci lumea efectiv se otrăvește cu apa pe care noi înșine o poluăm. O poluăm, exact. Dar pentru că autoritățile nu asigură tuturor stații de depurare și așa mai departe, adică e un cerc vicios. Da, e un cerc vicios. Autoritățile au asigurat doar apeduct, ceea ce nu are nicio logică. Tu tragi omului apă la robinet, da, dar nu-i oferi posibilitatea ca această apă să fie filtrată și ca tot el să nu se otrăvească. Presupun că la realizarea reportajului ai trăit câteva șocuri. Da. Haideți să vedem reportajul, după care suntem de vorbă. La toaletă unde mergem? Avem toaletă afară. Afară avem. Maria Olandra are 87 de ani și locuiește la o aruncătură de băzi de capitala europeană Chișinău, în satul Botnăreștii Noi, Anenii Noi. În aproape 9 decenii de viață, femeia așa și nu a mai aflat ce înseamnă comoditățile modernității. Cum faceți dușul? E acolo afară facem dușul. Da. Dar iarna? Iarna în alghe, am alghe mare, în cață, în bucătărie. Și cum credeți, când o să ajungă civilizația la sate, la bătrâni? Nu știu, puiu. La 7 km de Botnăreștii Noi, tabloul se schimbă la 360 de grade. În Merenii Noi, oamenii au apeduct, canalizare și chiar o stație de epurare. Apă este, canalizație este, viceu este, toate condițiile este care pentru sat. Așa. Eu, de exemplu, sunt mulțumită că era foarte greu fără canalizație. Și asta pentru că până acum 2 ani, femeia avea o fosă septică în curte, care trebuia permanent curățată. Pe lună, dacă pe o mașină cheltuim, dacă vine două ori pe săptămână, undeva în jur la 800 de lei. În aceste condiții, doar cheltuielile pe lună pentru curățarea fosei ajungeau la 3200 de lei, bani mulți pentru o familie de la sat. Acum femeia spune că achită câteva sute de lei pentru canalizare și se laudă cu condiții ca la oraș. Beneficiile se văd și în rezultatele analizei apei pe care o consumă localnicii. Dacă ar fi să facem o comparație între apa subterană din Botnăreștii Noi, unde lumea are fose septice, și Merenii Noi, unde există o rețea subterană de evacuare a apelor menajere, diferența e ca între cer și pământ. Iar principalul indicator, calitatea apei consumate. Au și mașini de spălat în casele lor. Cam la 40-50% din case de la țară deja au asemenea sisteme de alimentare cu apă fără evacuare sigură. Și iată toate acestea împreună. Apele unde se duc? Se duc în niște gropi din grădină, se duc în râd și de acolo nimeresc în stratul freatic, ce înseamnă fântână sau izvorul. Dar să o luăm de la capăt. Legea apei din Republica Moldova scrie negru pe alb că în localitățile unde apeductele livrează zilnic mai mult de 200 de metri cubi de apă, valoarea concentrației maxime admisibile la parametrii chimici este mică. Altceva relevă hotărârea de guvern 1466, care spune că din apeductele unde se consumă mai puțin de 200 de metri cubi de apă, normele chimice maxime admise sunt și de 10 ori mai mari. De exemplu, dacă în satele cu un consum ridicat de apă norma admisă la metalul greu, precum fierul, este de 0,2 mg la litru. Atunci, în localitățile unde capacitatea de consum este mai mică, norma admisă este de 5 ori mai mare.
un paradox legalizat, aparent lipsit de logică, dar impus de conjunctură. Cei care au canalizație și stații de epurare consumă mai puține toxine. Astfel, localnicii din Merenii Noi consumă 0,16 ml de nitrit, sulfat, amoniac și multe altele doar într-un singur litru de apă, cu 0,1 ml mai puțin decât localnicii din Botnăreștii Noi, care merg la toaleta din curte, unde un litru de apă indică 0,36 ml de toxine. Astfel, raportat la consumul zilnic de 2 litri de apă, localnicii din Botnăreștii Noi consumă aproape 400 de ml de o travă pură timp de un an de zile, în timp ce localnicii din Merenii Noi consumă de două ori mai puțin, adică 230 de ml de toxine. Consum pe termen îndelungat a apei potabile cu un conținut sporit de flor poate cauza așa maladii ca, de exemplu, osteofloroza, maladii care afectează sistemul osos, de asemenea floroza dinților. Conținut sporit de nitrați în apă potabilă, în special dacă afirmăm aceasta ținând cont de faptul că marea majoritate a fântânilor din țară sunt poluate cu nitrați și aceasta poate cauza o concentrație sporită, o afecțiune denumită methemoglobinemia. La copil apare dispnea, deci se deregulează funcția respiratorie, se învinețesc gurița, năsucul. Ce să spui? E trist? E șocant? E înfricoșător pentru propria sănătate, pentru sănătatea copiilor, pentru viitorul țării și așa mai departe? Sabina, tu ce ai simțit? Am simțit frică. Deznădejde? Frică pentru viitorul țării, de fapt. Pentru că, ca să asigur cu canalizație și stații de epurare, e nevoie de ceva timp. Asta ar mai însemna încă câteva generații și apoi ne punem întrebarea ce fel de generație creștem. Pentru că, de fapt, al doilea motiv de deces la noi în țară, a doua cauză de deces, cum a fost anunțat și în reportaj, este din cauza cancerului de colon. Și chiar este grav, pentru că toate aceste toxine care se adună de-a lungul vieții, toxine pe care noi, de fapt, le luăm din apă, fără să ne dăm seama. Și nu ne salvează apa îmbuteliată, care se spune că e purificată sau... Da, se zice că nu ne salvează, pentru că ecologiștii au aici alte întrebări. În condițiile în care apa îmbuteliată nu este păstrată corespunzător, dacă este păstrată la cald, la soare sau la temperaturi necorespunzătoare, cum se păstrează în fața magazinelor și așa mai departe, atunci particulele de plastic le înghițim și noi odată cu apa. Adică ele, practic, intră în hora toxinelor pe care noi le acumulăm în intestine de-a lungul vieții. Da, și Organizația Mondială a Sănătății a publicat un raport, dacă nu mă greșesc, acum un an sau doi, chiar în care s-a constatat că pe lună, în mediu, un cetățean al Uniunii Europene ar consuma cam atâta plastic cât un pahar mic de unică folosință de plastic. Dar deocamdată nu se cunoaște cum ne afectează organismul, urmează mai multă apă să consumăm, mai mult plastic să înghițim, ca mai apoi peste câțiva ani să știm ce se întâmplă. E derizoriu. Sabina, când am zis că, uite, ne întâlnim în platou, primul meu gând a fost, o să ne vorbească despre țeava aceea mare care se devarsă direct în Nistru de la Soroca. Și mai speriat când ai zis că Soroca nu e unica. Exact. Soroca nu este singurul oraș de la noi din țară care nu are o stație de epurare. Imaginați-vă că, chiar o să le citesc, este Brăceni, Drochia, Fălești, Glodeni, Ocnița, Soroca, Rezina, Șoldănești, Basarabeasca, Cantemir și Leova nu au stații de epurare. Mai mult de 10. Dar acești oameni au canalizare. Au canalizare, spală rufii cu detergenți, uzinele și fabricile din zonă devarsă apa uzată în canalizare, care nu are stație de epurare. Și ce voiam să menționez grav la noi este că apa este verificată doar la câțiva parametri, până la 15 parametri, cum ar fi amoniac, fier, flor și multe altele, în timp ce în Uniunea Europeană este verificat până la 50 de substanțe toxice, chimice și așa mai departe. La noi se consumă în exces detergenții.
dar la noi nu este verificată prezența detergenților în apă. E o scăpare sau e o reintenție din partea autorităților ca să nu creeze și mai multă panică? Nu există în laborator tehnica specială care ar permite să depisteze detergenții. Nu există? Da. Păi am văzut centrul de metrologie. Laboratoarele nu sunt dotate cu are clădire sau reparată, fațadă frumoasă, au mașini scumpe, am văzut generatoare mare în curte. N-au cheltuit pe laboratoare? Nu. Pare rău. Sabina, mulțumim pentru prezența în această dimineață. Sperăm că acesta este nu doar un clopoțel, dar un clopot pentru a ne trezi și a vedea de fapt cât de gravă este situația și autoritățile. Da? Chiar voiam să arăt un exemplu. Deci vorbim de poluare. De fapt este o poluare invizibilă pe care ochiul omului nu-l poate percepe cât de grav este. Și chiar aș fi dorit să fac o comparație. Da? Deci cu un an și ceva în urmă am fost în Turcia, am dat de fapt de un râu care el de fapt nu este turistic. Nu este o locație turistică, dacă ar putea colegii de la cameră să apropie. Băieți, un prim plan, dacă se poate. Da. Asta a venit așa exprompt. Deci ce vedem noi aici? Un râuleț cu apă cristalină. Deci nu e o zonă turistică, albastru, da? Albastru ca cerul. Albastru ca cerul. Așa, și acum arată-ne un mic bazin de acumulare sau ce e acolo, un râuleț, a unei zone fix foarte turistice din Republica Moldova. Da, iată așa arată toate râurile de la astea, noi, da? Din țară. Se vede? Cine recunoaște zona? Mănăstirea? Saharna? Deci da? Cascadele Saharna. Nu se vede foarte bine, dar apa este neagră, tulbure. Și din câte a văzut Sabina personal, ce avea? O poșghiță de grăsime, de ceva. Uleiuri. Da? Uite așa. Ce e zici? Grav. Autoritățile știu ce au de făcut? Da, am discutat cu noul ministru al mediului. Da. Se arată încrezută și sperăm că o să poată să atragă fonduri europene. Din ce am văzut, Soroca urmează să beneficieze de o stație de epurare. Nu se știe când, dar lucrurile se mișcă din loc. Mai urmează și la sudul țării, acolo la fel, trebuie să fie pornite lucrările de construcție a unei stații de epurare. Deci cumva se mișcă. Cel puțin intențiile. Bine, cel puțin ne dorim, adică avem speranță, vrem să vedem luminița de la capătul tunelului. Sabina, mulțumim foarte mult pentru aceste detalii jocante care cumva ne fac dimineața mai gânditoare și pe lucruri mai apăsătoare din acest punct de vedere. Iar ție îți urăm mult succes și să treci ușor peste toate șocurile pe care le trăiești din experiența ta de reporter.